Liviu și Bogdana au renunțat la task după mai multe discuții și nemulțumiri. Cei doi luau masa împreună cu doamna Maria și spunea Bogdana că i-a plăcut foarte mult de Hatice și de Mihai. A observat faptul că se sărutau și stăteau îmbrățișați de parcă ar fi avut o lună de relație și așa își imaginau că vor fi și ei. Apoi Bogdana spunea că a stricat-o cumva, că au avut niște discuții de prost gust și doamna Maria a întrebat dacă se referă la cele de sâmbătă, iar ea a zis că nu, astăzi au avut loc niște discuții mai puțin plăcute între ea și Liviu. Spunea despre Bogdana că asta e problema ei, că a doua zi trebuie să dea explicații pentru ce vorbesc ei în casă. Doamna Anina a auzit discuția și spunea că dumnei este de părere că Liviu vrea să o domine pe Bogdana și Liviu i-a răspuns că mâine cu siguranță vor vedea cu toții discuția pe care o au avut-o cei doi și o să se înțeleagă că de fapt Bogdana este cea care îl domină pe el tot Liviu spunea că l-a terorizat astăzi Bogdana să nu mai înjure, să nu mai vorbească, să nu se mai sărute atât de mult că se vede urât. Liviu zicea, mâine o să râdeți toți de mine, o să râdă o țară întreagă de mine, Liviu e în lesă.